Salut, sunt Japi și împreună cu voi vreau să urmărim un meci interesant de Apex Legends. N-am mai jucat de foarte mult timp jocul ăsta de mod Battle Royale, însă consider că meciul următor este unul destul de interesant alături de Lau, cu echipierul meu, cu care am făcut o echipă extraordinar de mișto. În fine, aterizăm rapid pe hartă în zona blocurilor, cum ne place nouă să zicem, o zonă destul de intensă pentru că foarte multe squaduri aterizează acolo. Găsesc repede un 3-1, după care iau niște muniție și mă duc să caut ceva mai multe arme. Aici văd că mă gândesc să schimb pistolul pe o armă de distanță ceva mai lungă. Îmi încerc un pick aim-ul pe un Bloodhound acolo. L-am ratat de multe ori, însă vine echipa și îl punem jos. Vreau să vă spun că jocul ăsta, motivul pentru care îl postez aici pe YouTube și motivul pentru care eu sper să aveți suficientă răbdare să-l urmăriți până la capăt, a fost destul de intens și totodată complex. De ce spun treaba asta? Pentru că ne-am întâlnit cu multe squaduri, cu mulți inamici, a trebuit să facem eliminări, a dat și zona peste noi și nu știu, a fost interesant. Nu cred că e unul dintre cele mai spectaculoase frags movie ever sau ceva de genul, însă merită urmărit. Bun, că echipierul nostru este pus la pământ acolo în zona unui bloc și vedem că în continuare se bat băieții. Bun, aici fac o eliminare. Era un takedown acolo. Mai vine încă un tip pe mine. Îl elimin și pe ăsta. Am scos tot squad-ul. Încercăm să-i lutăm, să facem rost de armură, să facem rost de viață sau orice alte atașamente. Ok, mai haideți să verificăm un pic și pe Bloodhound-ul ăsta, care a venit extrem. Uite acolo un barrel stabilizer pentru mine, niște siringi, iau și niște staruri. Mă uit, mă, holul ăsta e destul de bun. Da, merge foarte bine. Și încerc să dau damage la distanță. Acolo în față avem un alt squad. Mă gândesc, printre altele, să-mi dau și o siringă aici, să mai recuperez ceva din viață. Încercați să... nu vă aruncați în bătălie dacă nu aveți suficiente resurse. Bun, aici văd un loot mov. Da, mai luăm niște stabilizer și un alt atașament pentru arma noastră. Oh, shit. Am avut un frame drop aici. Este un joc care nu l-am înregistrat, din păcate, cu Elgato, ci este un record direct din consolă. În fine, am făcut 3 eliminări foarte frumoase aici. Prima eliminare a fost cu un headshot de la distanță, însă, datorită problemei tehnice, nu am reușit să o înregistrez la timp. Vedem că echipa asta stă destul de bine. L-avem aici și pe Caustic, tipul ăsta cu o travă lui care stă ascuns într-un colț. Încercăm să eliminăm. Nu știu, am văzut acolo un alt player. Da, era un Bloodhound, cred. Deci, înseamnă că sunt doi acolo în încăpere. Am mai pus jos încă un adversar. Bloodhound-ul, dar unde este Caustic-ul? Aici, chestia asta am gândit-o. Bă, dacă a fost și Caustic-ul prin zonă. Și uite și pe Caustic aici în toaletă. Făcea treabă bună omul. Dădea un revive. Haideți să mai vedem un pic ce mai avem pe aici. Mă mai uit după niște muniție. Ultima dată când am jucat Apex așa mai serios a fost undeva prin primăvară, zic eu, pe la începutul anului. Iar de atunci am văzut că au adăugat multe chestii noi în joc. Așa că mi-e destul de greu să mă obișnuiesc încă cu noutățile, să zic așa. Îmi zicea Lau că are o informație prin care se anunță că vechea hartă din Apex Legends va reveni și că vor renunța la ediția asta nouă. Nu știu ce să zic, rămâne de văzut. Mie unul mi se pare ok că e ceva nou, dar rămâne de văzut. În continuare lutez tot ce mi-e în cale, încerc să găsesc atașamente cât mai bune pentru armele astea care folosesc light rounds, să zic așa, ammo light.
Și aici, nu știu, cred că vorbeam un pic cu Lau, sincer să fiu, și încercam să dezbat subiectul următor, nu știu, să zic așa, băi, care e următoarea zonă, unde mergem, ce se întâmplă. Auzim un alt squad, acolo primim un semn, mergem înainte. Mi-a plăcut meciul ăsta pentru că am fost ceva mai săritori, adică n-a fost deloc boring să zic, bă, am omorât un player, hai să mergem cu zona, să ne retragem. Uite, aici am văzut un adversar, am zis, bă, uite, pac, am zis că intră în țintă, haide să tragem în el. Pac, îl punem jos, încercăm să facem kill, însă are un knockback shield din ăla de level 3, pare mi se. Și e destul de greu de pus jos. Am aruncat o grămadă de grenăzi în zona aia, dar, sincer să fiu, n-am reușit să sparg decât puțină armură, să zic așa. Bun, mă decis să mă retrag aici pentru că am văzut că vine zona și am zis că, băieți, haideți că e momentul să ne retragem. Am crezut acolo că tipul ăsta care era în squad cu noi o să facă treabă și o să-l ajute pe Lau acolo care era jos. Însă nu a fost să fie. Așa că am decis să mă întorc eu după el. O siringă aici ca să-mi refac viața. Lau tot zicea, mă, du-te-n treaba ta, însă mie, sincer, nu-mi place să joc singur, adică ce rost ar avea. O să înțelegeți treaba asta ceva mai târziu, pentru că în următoarele minute, gestul pe care îl fac eu acum este foarte important. Bun, îl văd pe Lau aici jos la pământ, îi dau revive, timp în care, hop, suntem atacați, se trage asupra noastră, îmi scot arma asta, sparg o armură, dau niște damage. Văd că Miraj acolo trage periculos în mine. Ăsta e un Miraj care și mă apasă, să zic așa, face rush pe mine, mă pune jos și nu trebuie decât să stau și să aștept recover-ul. Văd aici că Lau se bate, însă avem parte de un frame drop din nou. Din păcate, consola mea, exact cum am zis, are cred că ceva bad-uri pe hard acolo. Lau foarte agitat în zona asta pentru că nu-și găsea viață și a luat un medkit la urma urmei și a făcut full viață. A găsit și o armură, 3 segmente armură de level 2 și mai lupta omul liniștit, fără probleme. Se îndreaptă aici către loot box-ul ăsta legendar. Găsește ceva, nu știu dacă neapărat legendar, dar important e că găsește iteme foarte prețioase mai târziu, deci contează să luteze. Nu trebuie să băgăm foarte mult în seamă zona pentru că este cea de level 1 și putem să ne retragem în liniște pentru că nu luăm damage extrem de mult. Bun, aici vorbeam un pic cu Lau cam care ar fi zona potrivită pentru a se retrage și unde ar trebui să meargă să-mi dea respawn? Așa că cred că am decis să mergem într-o zonă mai îndepărtată. Dar rămâne de văzut. Aici încă o siringă. De fapt, un medkit pentru Lau. Își dă viață. A, da, mi-aduc aminte. I-am zis, mă, trage un pic după drona asta când se face galbenă. Pentru că e foarte important să-ți pice un item legendar. Aici era un knockdown shield legendar. Zicea Lau că, bă, uite ce fac, m-am oprit pentru un rahat de item. Ei bine, cred că e un rahat de item care ne ajută ceva mai încolo. Așa că cu echipierul meu se îndreaptă spre zona de respawn. Știu că aici în față este o zonă de conflict mai intensă și am decis împreună cu el să nu mai meargă aici în stânga, adică în cea mai apropiată zonă de respawn, ci să meargă în aia un pic mai îndepărtată pentru a păstra, nu știu, liniștea, să zic așa, să fim mai liniștiți puțin, pentru că nu avea rost. Până acum tot a fost frumos și nu văd rostul să fim eliminați tocmai acum. Așa că haideți să mergem spre zona mai îndepărtată de respawn și să facem treabă bună. Se uită puțin Lau aici în stânga, știu că se auzeau niște împușcături, deci clar se băteau squaduri acolo. Știm cu toții că în partea aia se trage mult, așa că de ce nu? Haideți să mergem în zona asta mai liniștită. Aici reușește Lau să ia balonul, exact, ia balonul după care își dă deploy direct în zona aia de respawn.
Mergem lejeri, fără stres, fără agitație. Mă uitam sus acolo că mai sunt încă 7 squaduri rămase fără noi. Nu știm câte dintre ele full squads, dar chiar dacă este un singur jucător rămas, tot squad se consideră și automat au mai rămas încă 3 squaduri. Da, deci exact ce ziceam, nu toate sunt full squads. Bun, reușește la o să-mi dea respawn aici. Apare și nava asta interesantă. Ok. Bun, acum gândul meu era, mă, nu știu zona unde Dumnezeu să merg să lutez. Nu știu în ce parte trebuie să mă îndrept, așa că Lau mi-a dat niște sfaturi aici. Zic, bă, hai după mine, uite, caută pe aici, vezi ce găsești. Am găsit mare lucru, o grenadă, o armură și încă o grenadă gata de luptă. Adică mă băteam cu oricine cu astea două grenăzi. Văd acolo jos că trage Lau, îl ajut cu grenăzile din dotare. Mai dau niște damage acolo, nu foarte mult, dar a ajutat acolo la... Dau smoke-ul, a venit un Bangalore care a dat o ultimată și ne-am decis să fugim. E spre binele nostru să fugim. Uite aici o armură de level 2, da? Așa, găsesc că e și un flatline și un knockback de level 2, heavy ammo. Mamă, deja eram, știi cum, deja am zis că bă, hai toate squadurile pe mine. Găsesc un helm de level 1, asta nu știu dacă avea valoare prea mare pentru că luam o bucată și eram gata. Lau mi-a zis aici că, mă, vezi că sunt unii jos acolo, încearcă să dea revive, trage unul cu crabber-ul, știu sigur că era un sniper extrem de periculos, dau un smoke și zic, mă, hai mai bine după mine, hai să ne retragem, pentru că sunt proaspăt reînviat aici și nu are rost să ne batem. Bun, iau aici devotion-ul ăsta, am zis, mă, hai să trec pe energy ammo, că... E nevoie în close combat, dacă e să vină ăștia după noi, nu uitați că mai sunt încă 2 squaduri pe lângă noi. Deci ăștia detrăgeau după noi acum și încă un squad. Bun, am dat un smoke aici și bam, frate, mi-a dat ăla cu crabber-ul prin smoke. Cred că la bulan sau nu pot să-mi explic altfel cum. Dar am și făcut un slide, se trage în continuare asupra noastră, prefer să alerg într-o zonă mai ok. Și să-mi dau un shield up. Arunc o grenadă. Am avut parte de un frame drop acolo. Da, din păcate n-am înregistrat clipul ăsta cu Elgato ca să fie finețe și fluiditate. Dar asta e. Lau s-a decis să se bată cu unul acolo că știa că e în low. Și a zis, mă, frate, eu mă bat cu el și ne auzim ceva mai încolo. Mi-am dat rapid 2 shield-uri și am zis, bă, hai că vin la dublaj să mă bat cu tine. Și asta s-a întâmplat, băieți. Am bătut și squad-ul ăsta. Am rămas... doar două squaduri exact, noi și încă un squad. Nu știm câți jucători sunt în squadul advers, poate fi unul complet cu 3 jucători sau pot fi doar 2 jucători sau un jucător și așa mai departe. În fine, lutez acolo tot felul de atașamente pentru armele mele din dotare, pentru prowler sau ce mai aveam eu acolo, devotion-ul. Dau aici un medkit. Îl văd acolo pe Lau că rămâne fără armură și zic, mă, dă-ți un pic refill, nu poți să stai cu armură așa. Și el mi-a zis la un moment dat, mă, știi ceva, nu prea mai am resurse, așa că poate ai tu ceva pentru mine. M-am întors și culmea, uitați ce inventar aveam după un respawn dat de Lau. Important e să lutezi și să ai tot ce trebuie. Aici arunc niște butoiașe pentru armură. Am fost un pic cam egoist că n-am aruncat și un Phoenix Kit aici. Nu m-am gândit că mă, stai mă să-i dau la omul ăsta un Phoenix Kit, pentru că contează foarte mult într-o bătălie să-ți faci armura și viața. Dar următoarea decizie este foarte importantă. Am zis să mergem undeva acolo în sus, avem high ground-ul ăsta. Pe zipline-ul ăsta să mergem pe vârful muntelui și să avem high ground-ul. Aici Lau mi-a zis, bă, dai un smoke, că sigur ne așteaptă cineva sus. Am dat un smoke de, Doamne iartă-mă, mai bine nu-l dădeam, așa nașpa l-am dat. Dar nu contează, vedem aici în dreapta portalul și automat ne gândim că, mă, ai grijă că ăștia sunt aici în zonă. Bun, își face apariție gagica asta, o punem jos aici cu devotion.
Energy Ammo, aveam suficient cât pentru încă un adversar. Dau ultimata, asta doar ca să sparg acolo ceva. Lau face un kill, eliminare acolo pe un takedown. Se bate cu lifeliner-ul care îl pune jos. Mă duc pe lifeline, nu o las să-și dea refill la armură. Noroc și cu ultimata, cred eu. Lau urla aici, bă, dăm revive. În fine, i-am dat smoke, iar el și-a dat singur revive cu knockback shield-ul ăla legendar, dacă mai știți, care l-am văzut la început de match. Mai lutez aici, nu știu, backpack-ul ăsta, iau knock shield-ul, iau și body shield full pe mine. Ăsta își făcea refill-ul Lau și eu îl așteptam pe timpul nostru Bloodhound, care ne-a dus victoria. Așa că, băieți, am meritat să mă întorc după Lau și să-i dau revive, după care el să-mi dea mie respawn. Să luptăm în siguranță, să mai eliminăm câte un squad, așa că a fost un match plin de acțiune. În fine, susțineți acest canal și lăsați un like or subscribe. Până data viitoare, cu următoarele meciuri Apex, nu rămâne decât să vă salut. Pa, pa!